Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubită Biserica Domnului Iisus, suntem împreună în jurul Cuvântului Veșnic al lui Dumnezeu, în prezența Harului Divin, care ne-a mântuit sufletul. Și suntem alături de familia Vlad, care în seara aceasta și-au adus copilul la binecuvântare. Pentru mine, Marian este o persoană specială prin faptul că am intrat unul în viața celuilalt de mult, când Hristos l-a mântuit pe el, a venit în orașul nostru la școală, am petrecut împreună slujindu-L pe Domnul, slujind Biserica Domnului și iată că continuăm să fim aici și să-L slujim pe Domnul și în seara aceasta e o mare sărbătoare în viața lor. A devenit tată, a devenit soț, este alături de soția lui, de micuțul lor și de părinții lor. Vrem să vă salutăm și să vă binecuvântăm. Inima dumneavoastră, ca și a noastră, este plină de bucurie pentru că Dumnezeu este de partea noastră, ne dă copii sănătoși și ne binecuvintează. Pentru câteva minute, vă cer îngăduința să spun un cuvânt care socotesc că este din Scripturi, din inima lui Dumnezeu pentru noi, pentru inimile noastre. Și cuvântul acesta este inspirat din Exod, capitolul 4, acolo unde Domnul vorbește lui Moise. Însă, în capitolul 2, îl găsim pe Moise ca un copilaș mic pus într-un coșuleț, în voia destinului, pe Nil. Dumnezeu organizează lucrurile ca să fie găsit de prințesa Egiptului și aceasta, uitați ce spune. Ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și a adus fetei lui Faraon. Și el i-a fost fiu și i-a pus numele Moise, adică scos. Căci a zis ea, l-am scos din ape. Acest copilaș în care Dumnezeu a investit a ajuns mai departe să devină Moise liderul poporului. Noi nu știm ce va ajunge acest copil peste 20, 30, 40 de ani, însă Dumnezeu știe. Pentru ca el să ajungă un om al lui Dumnezeu, părinții lui trebuie să investească în el. Și în seara aceasta ceea ce vreau să vă spun este de fapt o întrebare. Cine îți educă copilul? Trăim o vreme când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Cineva spunea, când guvernele își pierd orientarea, când miciuna nu mai are limite, când datoriile devin neachitabile, când discuțiile nu mai au niciun rezultat, când politicienii nu mai au caracter, când creștinii nu se mai roagă, nu mai postesc, când bisericile nu mai au putere, când popoarele nu mai au pace, când oamenii nu mai au moralitate, când moda nu mai are limite, când numărul crimelor crește vertiginos, când se înmulțesc conferințele inutile și când perspectivele umanității sunt sumbre. Noi trăim această vreme și toate acestea sunt consecințe ale răspunsului la întrebarea cine ne crește copiii. În funcție de cine ne crește copiii, folosește un anumit sistem de valori, iar sistemul acesta de valori, care sunt implementate în primii 2 ani în viața copilului, fac din ei mai târziu oamenii lui Dumnezeu sau ai altcuiva. Care este sistemul de valori al lumii? Unul dintre ele este frumusețea, altul bogăția, altul celebritatea, altul talentul. Marilyn Monroe, de pildă, a fost una dintre cele mai frumoase femei ale Hollywoodului, ale lumii. Și cei mai mulți dintre noi credem că dacă copilul nostru va fi frumos, mai ales frumoasă, atunci va avea succes. Persoana de care v-am vorbit a fost, în ciuda faptului că a fost una dintre cele mai frumoase, a fost plină de vicii și moare misterios în jurul vârstei de 36 de ani, datorită medicamentelor și alcoolului. Frumusețea ei n-a fost suficientă să o ducă la succes. Frumusețea este bună, dar dacă ea devine cel mai important lucru din viața unui copil, din prioritățile părinților care își educă copilul, atunci drumul este greșit. Bogăția este un alt criteriu pe care oamenii îl folosesc, pe care părinții îl apreciază și îl pun pe lista priorităților.
Dacă vom avea mulți bani, atunci vom avea succes. Elvis Presley, de pildă, moare subit la 42 de ani după o viață zbuciumată, în timp ce își pregătea un concert în Portland, Oregon. A fost unul dintre oamenii foarte bogați, a avut foarte mulți bani și a pierit ca un nimeni în drum. Nu întotdeauna frumusețea și bogăția trebuie să fie o prioritate. Apoi, celebritatea, Angelina Jolie, de pildă, un exemplu cotidian. Spunem noi, dacă ești celebru, vei avea succes. Uitați-vă la viața zbuciumată a acestei femei, la singurătatea și la împăcările și reîmpăcările ei, la aventurile ei, la poveștile ei. Celebritatea nu este un criteriu care trebuie să guverneze sistemul de educație al unui copil alături de bogăție și frumusețe. Talentul, mulți spun, dacă va avea talent, va avea succes. Vă aduc aminte, mai ales băieților, despre Bruce Lee, o mare celebritate, un mare talent, unul din sportivii de elită ai lumii sporturilor. Bărbatul acesta a fost foarte popular, a murit la vârsta de 33 de ani, în timp ce finaliza filmul Jocul cu moartea. 20 de ani mai târziu, în condiții aproape similare, moare și fiul său Brandon pe platoul de filmare, în timp ce filma filmul Corbul. Unde este celebritatea? Unde este bogăția? Unde este talentul? Unde este frumusețea? Acesta este sistemul de valori al lumii și foarte mulți părinți creștini pun aceste lucruri ca fiind prioritare, în ciuda faptului că ele fac parte din sistemul lumii, nu al lui Dumnezeu, în educația copilului. Cine îți educă copilul? Cum îți educă copilul? În educația copilului, frumusețea este prioritară, bogăția este prioritară, celebritatea este prioritară, sportul și talentul sunt prioritare. Aceste lucruri nu sunt rele, dar dacă sunt puse pe primul loc în viața unui copil, socotim că ele îi vor da succes. Succesul vine doar de la Domnul. Care este sistemul de valori al Bibliei, al bisericii, al familiei? Care sunt copiii care rămân în biserică? Care sunt cei care pleacă? Care sunt copiii care pot trece testul tinereții, al adolescenței? Uitați-vă la copiii familiilor creștine, al părinților creștini. Mulți dintre ei nu mai sunt în adunare. Și părinții au investit în ei ce au știut mai bun. S-au rugat pentru ei, au postit. Și astăzi nu contenesc să le ofere critici, poate mustrări, poate pedepse, însă fără niciun rezultat. De ce? Unde s-a greșit? Ce așteaptă copiii? Ce ar trebui făcut cu ei ca să ajungă unde ne dorim noi, părinții? Uitați-vă la un copil. Câtă investiție, ziua și noaptea, n-are nicio grijă, nicio responsabilitate, mănâncă tot timpul pe banii altuia, cheltuie tot timpul banii altuia, enervează tot timpul pe altcineva, trezește din somn pe altcineva și ca Solomon nu-i pasă de nimic. Și când se face mare după atâta investiție să se ducă în lume, dacă părinții nu-l cunosc pe Domnul, e normal să meargă în lume, dar pentru doi părinți care trăiesc în adunare, un copil care merge în lume, e un faliment. De ce merg copiii în lume după ce cresc într-o familie creștină? Ce nu li s-a oferit? Care a fost sistemul de valori care, în ciuda faptului că a stat 15-17 ani în casa părintească, nu reușește să-l formeze pentru Dumnezeu? Și în ciuda faptului că a fost adus la biserică, la binecuvântare, a fost probabil membru al unei formații din biserică de copii, atunci când apucă pe drumul adolescenței, al tinereții, el părăsește biserica. De ce? De ce aceste tragedii? De ce rămân părinții înlăcrimați cu inima sfâșiată? De ce sunt pastorii acuzați că din cauza lor au plecat tinerii din biserică? De ce? Pentru că s-a pierdut timpul numit educație. Cine îți educă copilul? Care sunt prioritățile ce formează familia, ce formează sistemul de valori al copilului? Ce anume este important într-o familie, într-o biserică, pentru ca tinerii să crească drept și când ajung adulți, tineri, să aleagă biserica ca o alegere personală, să le aleagă pe Iisus ca o alegere personală, să aleagă Biblia ca o alegere personală. Ce caută ei? În primul rând, ei caută răspunsuri la întrebările lor. Nu întotdeauna familia își face timp să ofere răspunsuri întrebărilor lor. Poate întreabă cine e Iosua. Pentru noi, părinții, e simplu cine e Iosua. Și noi suntem prea ocupați să dăm răspunsuri așa de simple. Și dacă nu-i spunem noi cine e Iosua, îi va spune lumea cine e Iosua. Și lumea are următorul răspuns. Iosua e un mit, e o minciună.
El va întreba cine este Iisus, cine-i David, cine-i Moise, cine-i Solomon, cine este Saul. Și noi nu avem timp cine să le răspundem cine sunt aceste personaje biblice. Pentru noi e prea simplu, însă pentru ei e prea complicat. Și lumea le va răspunde, sunt niște mituri, sunt niște minciuni. Și Schwarzenegger și Van Damme și Angelina și altcineva devin frumusețile inimilor. Copiii au întrebări la care părinții trebuie să răspundă, la care biserica trebuie să răspundă. Educația unui copil nu e eveniment, e proces. Educația unui copil nu se face într-o zi, se face în fiecare zi. Cine ne educă copiii? Cum ne educă copiii? Tinerii noștri, copiii noștri, tinerii bisericii caută răspunsuri la întrebările lor, caută modele la viețile lor. Ei se uită după oameni care să devină modele pentru ei. Schwarzenegger este un model pentru ei. Sau probabil alți bărbați, alte femei din lumea sportului, din lumea Hollywoodului. Uitați-vă că fetele noastre se îmbracă ca multe femei de la Hollywood. De unde și iau ei modele? Cine învață să se ciufulească? Să-și poartă hainele pe jumătate rupte? Cine învață să facă astea? Pastorii? Părinții? De unde și iau ei modelele? De ce modelele din lume sunt puternice pentru ei? De ce au atât de mare influență asupra lor încât le câștigă viața? Și părinții se ceartă cu ei zilnic și nu au influență asupra lor. De ce? Cine ne educă copiii? Ce criterii sunt folosite în educația copiilor noștri? Care sunt valorile ce le formează sufletul? Care sunt primele valori care dau viață inimilor? Ei caută răspunsuri la întrebări. Ei caută modele pentru viețile lor. Ei caută iubire la singurătatea lor. Le cumpărăm jocuri, game-uri, computere. Le cumpărăm ce ne cer, numai noi nu avem timp pentru ei. Jocurile pe care le cumpărăm nu au iubire, nu iubesc. Toate lucrurile, toate dichisurile pe care le cumpărăm pentru copiii noștri nu iubesc, doar le iau timpul, le consumă timpul. Copiii noștri au nevoie de iubire. Și primul drogat, primul fumător, primul bețiv, primul destrăbălat, care devine colegul lor de școală sau de joacă și îi demonstrează prietenie, fidelitate, camaraderie, îi va câștiga inima. Și copilul nostru mai repede îl va urma pe acela, pentru că îi dă iubire și prietenie decât pe noi că le dăm jocuri. Cine ne educă copiii? Cum ne educă copiii? Stimați părinți, este vremea să ne punem aceste întrebări care vor guverna viețile copiilor noștri și care vor orienta și vor canaliza viețile copiilor noștri. Ei caută ajutor la nevoile lor. Cine ne ajută copiii? Tot timpul avem dascăl pentru ei. Avem dascăl la școala duminicală, adică învățători. Avem învățători la școala duminicală, avem învățători la pian, avem învățători peste tot, în toate domeniile lor. Noi suntem un învățător pentru copiii noștri. Societatea greacă, grecească, s-a prăbușit datorită Paidagogusului. Paidagogusul era un dascăl al vremii care forma copilul și grecii chemau un Paidagogos pentru literatură, unul pentru filozofie, unul pentru retorică, unul pentru gramatică, unul pentru sporturile olimpice și pentru toți chema antrenori, dascăli, mentori care să-i formeze. Iar părinții erau niște străini pentru ei și atunci când se făceau mari, intrau în marea și destrăbălata societate a Greciei. În seara aceasta avem în față o familie care își aduce copilul la rugăciunea de binecuvântare, așa cum am fost noi de ună zi sau noi care vom fi mâine. Însă întrebarea fundamentală pentru noi este următoarea. Care este sistemul de valori care guvernează viețile copiilor noștri? Uitați-vă la Moise, Iosif, David, Daniel. În casele lor au fost cei mai buni, cei mai harnici. În încercările vieții au învins de fiecare dată. În crizele vieții au câștigat întotdeauna. În națiunile lor au fost cei mai buni. Au ajuns miniștri, au ajuns parlamentari, au ajuns oameni cu influență. În timpul vieții lor au respectat principiile lui Dumnezeu, indiferent de crizele prin care au trecut. Uitați-vă la copiii noștri, la tinerii bisericii și răspundeți următoare întrebări. Cine ne educă copiii? Care sunt criteriile care le formează educația? În această seară, mă rog lui Dumnezeu, să avem puterea să privim realitatea așa cum este în față și să înțelegem că societatea în care trăim nu iubește familia și nu apreciază valorile familiale. Le subapreciază, le calcă în picioare. Educația nu mai este bună, pedeapsa nu mai este bună, doar o psihologie bolnavă a lui Freud ne educă copiii. Plăcere, jocuri, destrăbălare, out, libertate, telefoane, mașini și bani. Și după aceea pastorii sunt de vină că nu mai vin la biserică. Cine ne educă copiii? Care sunt criteriile care formează sistemul de educație? Stimați părinți, în copiii ăștia noi am investit.
Am vegheat la căpătuiul lor 2-3 anișori, 4-5 până s-au făcut măricei. Și apoi am mers după ei toată ziua și am muncit pentru ei. Și astăzi să vină diavolul să ne ia gata făcuți mari și să ne ducă în lume să-și bată joc de ei. Noi nu vom permite lucrul acesta. Dar în copilărie, ca și în copilăria lui Moise, va veni prințesa. Chiar dacă prințesa aceasta nu e a Egiptului și e prințul cerului. Și ne va spune următorul lucru, Marian și Rebecca. Prințul cerului a venit la voi și va aduce acest dar și spune următorul lucru. Luați copilașul acesta, alăptați-l, îngrijiți-vă de nevoile lui fizice. Ocupați-vă de el, îngrijiți-vă de nevoile lui sufletești, intelectuale și spirituale și faceți-l mare. Și atunci când va ajunge mare, așa de bine să-l faceți mare încât să fie potrivit pentru nevoile extinderii împărăției lui Dumnezeu. Am încredere în voi că aveți capacitatea să-l formați. Am încredere în voi că în formarea lui veți folosi criterii divine. Am încredere în voi că îl veți conserva de lume și de sistemul bolnav și imoral al lumii și îl veți forma în sfințenie, în neprihănire și în teamă de Domnul. Pentru că Dumnezeu care vi l-a dat într-o zi va veni să-l ceară pentru slujbă, pentru împărăția lui. Timpul acesta între cât vi-l dă și când vi-l cere este timpul educației. Cine îl va educa? Cum îl va educa? Voi trebuie să-l educați în spiritul împărăției și al Scripturii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele lui Iisus. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.